Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Lucia Boaghe și vă salut de Marea Britanie. Sunt de 4 ani la Londra. Mi-am urmat soțul. Așa am plecat de acasă. A fost ușor. La 40 ceva de ani a trebuit să-mi schimb modul de viață, casa, condiții care le-am lăsat construite de viață și aici am început-o de la zero. Dar am avut marele noroc să-mi fac studiile la una dintre universitățile de top din lume. Soțul a zis că mă susține în toate câte n-aș vrea să le fac eu aici și atunci am îndrăznit să fac ce n-am îndrăznit nici să visez măcar. Și uite că din 60 ceva de oameni care suntem la masterat și sunt oameni din peste 40 de țări, eu sunt unica moldoveancă și de 2 ani de zile toate lucrările mele sunt bazate pe valorile noastre moldovenești, pe tradițiile noastre. Încerc să aduc în lume ceea ce a fost conservat pe pământurile noastre de secole și milenii. Și dacă cineva crede că noi, cei plecați de acasă, suntem dintr-o lume paralelă, cumva se greșește amarnic, pentru că noi am plecat cu tot cu rădăcini și încercăm să înflorim acolo unde suntem și răspândim mirosul nostru moldovenesc și care vreau să zic că place. Oamenilor le plac tradițiile noastre, le place ospitalitatea noastră, le place voia bună. Eu cred că poporul nostru are cu ce se mândri. Păcat că nu toți apreciază toată treaba asta. Eu, când am venit prima dată, am nimerit chiar înainte de prezidențiale și am fost printre cei care au stat la coadă mai mult de o jumătate de zi și nu ne-au ajuns buletine, după care am mai stat până noaptea târziu și am semnat niște reclamații care cred că nu s-a uitat nimeni la ei. Eram foarte dezamăgită că, uite, cum așa e posibil. În schimb, am cunoscut atâta lume bună, atâția tineri inteligenți, cu orizonturi deschise, cu valori europene. Eu cred că țara noastră are viitor cu așa un potențial, pentru că ăștia sunt oameni noi. Sunt oameni care au văzut ce înseamnă civilizație. Eu la început în universitate mă minunam de atâtea mărunțișuri, de cum poate fi o universitate, începând cu condiții, cu bibliotecă, cu ateliere, cu posibilități și terminând cu modalitatea de predare. Te simți personalitate chiar mai mult decât ești, probabil. Și mie îmi place că noi avem o diasporă foarte prietenoasă la Londra. Noi ne unim, avem tradiții de mărțișor, de Crăciun, cu colinde, cu porturi tradiționale. Tare mi-e dor acum cu pandemia asta de toată veselia noastră. Tare mi-e dor de o horă, de o muzică vie. Noi trăim moldoveni aici, da. Încercăm să ne încadrăm în societate, ne dezvoltăm, dar suntem cei care am plecat. Noi n-am uitat de unde am plecat noi. Noi aveam toate le purtăm cu noi. Deci toate valorile, toate obiceiurile, toate tradițiile, toate dorurile. Eu anul ăsta am avut o serie de sculpturi care am numit-o Dor și a trebuit să explic multor oameni ce înseamnă dor, pentru că nu toată lumea percepe. Englezii nu au un cuvânt care să exprime atâta sens cât ar fi în cuvântul dor. Noi purtăm dorul cu noi. Da, suntem probabil în condiții mai bune decât ar fi în Moldova, dar dorul ne macină, să știți. Dorul de părinți care se trec și noi suntem departe. Dar eu cred că țara noastră are viitor. Da, eu cred în asta. Noi putem.